Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o nouă etalare, prima etalare pentru luna martie, prima etalare pentru semnul peștilor, cărora le zic la mulți ani, mai ales cei cu soare în pești, evident, dar etalarea e valabilă și pentru cei cu lună Venus ascendent, nodul nord în pești. Sper că nu ați intrat în panică. Nu zic eu că aș fi întârziat chiar așa de mult. Energia e plutește în aer. Haideți să vedem ce mesaje ați primit, dragii mei, am primit pentru martie. În primul și în primul rând a fost să se arate cei vechi, the ancient ones, cei foarte vechi, antici, vechi și de demult, da? Cartea are numărul 52. 52 înseamnă 7. Știți că 7 este număr spiritual. 7 este un număr karmic, este numărul lui Saturn. Și cred că ori încheiați un ciclu de 7 ani sau poate chiar mai mult de 7 ani, un ciclu saturnian 7, 14, 20, da? 1 sau și mai mult, în care ați trecut prin niște lucruri și ați trecut tocmai ca să vă ridicați în vibrație unii dintre voi. Cine nu s-a ridicat în vibrație va mai trece în continuare. Ia uite, interesant cum cartea a venit asortată și cu draperia și cu părul meu. Însă, cartea vă aduce aminte că în acest proces de transformare și de ridicare a voastră, ați fost și în continuare e procesul, da? Ați avut alături, ați fost susținuți de vibrații, de spirite, de suflete, de ghii spirituali din alte dimensiuni, foarte vechi, foarte vechi. Eu recunosc că am câțiva puțin, dar buni și vechi de-al de rumii. Rămâne de văzut voi să vă descoperiți ghizii și chiar dacă nu vă cunoașteți ghizii spirituali, în momentele grele, nu uitați că aveți acolo, din sufletul celor care s-au dus, bunici, părinți, frați, surori, poate și din alte vieți anterioare, unii care s-au eliberat de acest ciclu al revenirii pe pământ și sunt acolo undeva într-un loc bun, se roagă pentru voi. Sunt spirite care vă ajută. Vă ajută și vă protejează. Și vă protejează. Asta ca și mesaj în plus. Haideți să vedem totuși, pentru luna martie, pentru peștișor, un mesaj. O energie care să ne ajute, energia generală, sau un mesaj special pentru peștișori, pentru martie. Să ne ajute să ne ghidăm în această lună. Pentru ce? Oh, ce vreau să zic. Au ieșit cam multe, dar... Interesant, falling. Au venit cam multe. Să vedem cum o să împart eu videoclipul, dacă mă lungesc prea mult cu vorba. Au venit the falling, căderea, transformarea, căderea care... O să văd. Afară de cădere, aveți self-initiation, inițierea sinelui, atingere eterică și mama se roagă. Am zis, este cineva care o vibrație foarte înaltă, care vă susține. Pentru unii poate să fie mama voastră, în cazul în care este în partea cealaltă, pentru alții poate să fie o energie feminină divină, bărbați, femei, nu contează, care se roagă pentru voi. Eventual, după acest proces prin care ați trecut foarte mulți, și știm bine că nu doar zodia peștilor, cam toți am fost, toate zodiile au fost zdruncinate în ultima vreme. Dar acum vorbim despre pești. Căderea prin care ați trecut unii dintre voi, poate să fie și depresie, interesant, a fost necesară ca să recunoașteți niște lucruri și să
Învățați să vă ridicați iar. Că știți, era o vorbă și chiar îmi plăcea foarte mult. Cred că pe unii dintre voi, ca și pe mine, ne descrie această vorbă. Am picat de 1.000 de ori și de 1.000 de ori am învățat să mă ridic. Eventual cu alte metode, cu alte, eu știu, tehnici. La fiecare cădere, la fiecare cădere, descoperim ceva. Descoperim ceva și reușim în acea experiență neplăcută să ne inițiem, da, self-initiation, să ne inițiem într-o vibrație și mai înaltă, mai aproape de energia feminină divină, că mama care se roagă mă duce cu gândul la Fecioara Maria, la Divine Feminine, la energia feminină divină, atingerea eterică. Pe de o parte, repet, sunt ghii spirituali care v-au atins din eter, din alte dimensiuni. V-au atins, v-au ridicat, v-au inițiat și v-au ajutat să vă inițiați pe voi înși vă în aceste momente, care probabil că și în martie se vor resimți într-un mod special. Și acea energie feminină divină din altă dimensiune vă ajută să vă ridicați în vibrație și tot în vibrația aceasta feminină, mai receptivă, mai subtilă, mai intuitivă. Da, pe știau aceste calități că totuși e semn feminin, dar probabil că, na, depinde și de harta natală, unii a trebuit să acționați mai mult decât erați obișnuiți. Și totuși, căderea aceasta ce simt? La capătul setului de cărți apare focul inimii și Yin Yang Lover, iubitul Yin Yang cu care vă completați. Acest falling, această cădere pe care o resimțiți și în martie, dar nu cred că se referă doar la luna martie. Cred că, eu nu știu, eu de fiecare dată când văd această carte, mi-aduc aminte de melodia Alicia Keys, I Keep on Falling in Love. Cred că unii dintre voi v-ați îndrăgostit și ceva n-a mers, pentru că e totuși falling, e o cădere. Ați căzut la un moment dat într-o vibrație așteptând acel personaj. Așteptând acel personaj. Însă, aici este lecția. Să vă ridicați, să vă inițiați în această trezire, în această ridicare din experiența prin care ați trecut. Și să vă bucurați de lucruri subtile, valoroase, să învățați să vă rugați, Mother Prays, și ia uitați, să anticipați lucrurile, să vedeți, vă conectați la divinitate și să anticipați pe viitor, dacă mai trăiți situații similare, să fiți precauți, să aveți grijă să nu mai... Unii știu că au suferit și poate chiar suferiți. Aveți grijă să nu picați chiar atât de rău, da? Aduceți-vă aminte de câte ori v-ați ridicat și acționați ca atare. La capătul setului de cărți, da, există un foc. Însă eu cred, eu așa simt, că vorbesc despre pești. Că aici este o inițiere. Inițierea ține tot de roșu aici, avem roșu, lumină, da? La capătul setului de cărți este inima, heart fire. Da? Focul inimii. Focul inimii și... Ia uite, numărul 1. Aici este mesajul. Ideea este să vă ridicați. Adică să intrați în acțiune, să manifestați ceva nou. Și ce înseamnă asta? Ca să intrați aici în lumină, ce înseamnă lumină? Știți că lumina, de fapt, reprezintă totalitatea culorilor, da? Și aici aveți Yin și Yang, Lover.
iubitorul care se consacră luminii, ia uite cum se consacră, da? Vedeți? Se consacră unui scop mai înalt și începe să manifeste. Un nou fel de a fi. Și în ce sens un nou fel? Un fel în care manifestă și energia feminină și energia masculină. Începe să se echilibreze. Eu cred că aici este mesajul principal pentru cine credeți că rezonează. Mesajul principal este să... Da, și Yin Yang la vară are numărul 8. Să vă transformați. Să vă transformați, să intrați în manifestare, să vă inițiați, că de fapt inițiarea înseamnă tot un 1, tot manifestare, tot un prim pas într-o nouă direcție. Și inițierea, de fapt, vă faceți voi prin conexiunea cu această energie feminină divină, prin această atingere eterică pe care trebuie să vă lăsați deschiși să o primiți. În cazul în care considerați voi că n-ați primit-o, dar cu siguranță că ați primit-o, că nu degeaba ați avut The Ancient Ones la început, da? Cei bătrâni, cei vechi. Da, un mesaj în plus. Poate că unii vreți lucruri mai pragmatice. Încercăm să vedem ce alte mesaje vin în sensul ăsta. Însă, eu zic că și acesta este foarte important. Eu zic că e foarte important și acesta. Un pic cam. Hai să vedem. Fac cruce celtică. Nu cred că apuc să fac energia sexuală în această lună. Adică nu acum. Încă nu o să o fac. Aș vrea să o fac. De ce nu? Mi-ar place. Hai să mai vedem și un mesaj. Nu. La sfârșit. Ok. Hai să vedem. Ia uite. Trei de cupe. Vă bucurați? Vă întâlniți după supărare? Vine și bucurie. Vă întâlniți cu prietenii. Vine mărțișorul meu un pic. 1 martie. Ce-mi place. Dragobete. Mărțișor. 8 martie, 9 martie, măcinici, apoi mai încolo ziua mea, apoi ziua voastră și tot așa, mai un pic și... Bine, a fost, nu? Nu știu dacă a fost vreodată Paștele la sfârșitul lunii martie, s-o fi întâmplat. În fine, mi-e place foarte mult perioada aceasta. Dacă vreți să donați așa un cadouț, o să atașez un link la sfârșitul videoclipurilor. De fapt, nu la sfârșitul videoclipului, sub videoclip. Ok, ca să și tai. Am văzut valetul de bâte. O pasiune pentru cineva. Cineva mai tânăr. Ia uite, vă așteaptă. Așteptați voi pe cineva mai tânăr? Sau voi sunteți mai tineri și așteptați pe cineva? Peștișori. Hai să vedem. Mă întreb cum să fac. Ok, în prezent. Regina de bâte? În sufletul vostru, multă pasiune, că tot am văzut acest foc, vă gândiți la cineva în semnul focului, în semn de foc, pești, nu, de ce am zis pești? Vreau să zic, înseamnă că e vorba de voi. Vreau să zic că berbec, leu sau săgetător, aveți în suflet pe cineva cu marcaj puternic sau comportament, nu trebuie să fie marcaj, comportament de foc, da? Puteți să fiți și voi, mai ales dacă sunteți în jurul vârstei 30 și ceva de ani. 30 și ceva de ani, cu siguranță vă manifestați ca regina de bâte majoritatea. Deci, centrală, regina de bâte. Dar haideți să vedem totuși care e treaba. Oh, 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 5 de bâte. Blocajul este această luptă în trecut. 6 de cupe. Noi. În trecutul apropiat, 6 de bâte, iar multe bâte, mult foc. Păi da, e normal că e soarele aici. 2 de monede. În prezent, regele de spade. De ce? Sfatul. Măi, sunteți foarte dezamăgiți. Foarte dezamăgiți. Deși cred că sunt două personaje pentru unii. Ce frumos! Ce frumos! Bine, asta vă doriți și ce reușiți să faceți. Da, e ok.
E fain, e fain. Da. La capătul setului de cărți apare judecata. Judecata. Probabil că unii dintre voi, valetul de cupe, în general semnul peștilor, ați așteptat, ați încercat o împăcare, tot ați așteptat să vină cineva să-și ceară scuze după ce a fugit. A fugit de la locul faptei, v-a dezamăgit. Ca fugit din niște motive, nu zi musai că v-a mințit, pentru unii poate să fie valabilă și treaba asta. Cred că a fugit, ia uitați, roata norocului și îndrăgostiții, da? Cărți puternice, arcane majore puternice, printre lacrimi, da? Și strategii mentale și nu doar strategii și evadări. Ia uite, regina de spade, pentru unii știm că v-ați îndrăgostit unii dintre voi de o regină de spade, de un semn de aer, sau poate semnul de aer s-a îndrăgostit de voi, iar variază poate și unul și altul. În fine, această dragoste, acest cuplu special, întâlnire karmică, într-adevăr, care v-a schimbat energia, ia uite, v-a ajutat să cădeți. Dar de ce zic că v-a ajutat? Pare în aparență o încercare neplăcută și nu că pare, chiar este. Pare în aparență o cădere, dar de fapt este o experiență, o întărire a voastră. Acest personaj care v-a adus lacrimi, care a fugit, da? Șapte de spade. Probabil că l-ați aștepta să vină, să zică ceva. Poate că și voi ați dat mesaje de împăcare, ceva. Ați încercat de multe ori să vă împăcați, să renașteți, să renașteți în această situație. Ideea este că trebuie să judecați. Trebuie să judecați și să vă conectați la intuiție și la înger, cum am zis mai devreme, la energia feminină divină, care iartă, dar nu acceptă. Iartă, există o atingere eterică, probabil că v-ați atins în eter, v-ați iertat în eter unii dintre voi și uite așa ați început să marcați acest început, da? 1, da? Echilibrarea voastră și inițierea voastră într-o nouă direcție, care se va manifesta, se va manifesta. Nu o să ai chiar în momentul ăsta se așează energiile. E lună plină, ne eliberăm și la următoarea lună nouă, poate de ziua unora dintre voi, vă setați intențiile. Central aveți regina de bâte. Posibil că totuși simțiți multă pasiune în sufletul vostru pentru cineva. Dar eu văd că totuși aveți două personaje. Semn de foc și semn de aer pentru unii. Acum, repet, nu zic musai zodie. Poate să fie semn de pământ care are marcaj în semn de aer sau poate să ai, înțelegeți, da? Se manifestă foarte pasiunea. În prezent, în prezent, aveți niște conflicte cu un semn de foc central. Unii dintre voi, pentru că e provocarea, provocarea este acest 5 de bâte, că este energia lui 2021, da? 5 de bâte care, da, nu poți să zici că e musai berbec, leu sau săgetător, pentru că toți sunt combativi, toți sunt certăreți uneori, bătăioși. Ok. Să iau totuși cu trecutul. Încep cu trecutul. În trecut ați întâlnit pe cineva șase de cupe cu care v-ați simțit foarte acasă, cu care v-ați simțit foarte bine. Probabil că și ei s-au simțit foarte bine lângă voi. V-ați recunoscut ca fiind niște suflete perechi. Niște. Că sunt karmice, că sunt darmice, că sunt flăcări,
deși n-aș merge până acolo, nu toate sunt flăcări gemene, dar v-ați recunoscut sufletele, v-ați recunoscut vibrația, ați simțit că ați mai trăit ceva în alte vieți. Nu, e o energie foarte intensă, acest 6 de cupe. În trecutul îndepărtat, poate să fie și acum un an de zile, poate să fie, eu știu, cine știe ce înseamnă îndepărtat pentru fiecare pește. În trecutul apropiat a apărut acest semn de foc. Sau s-a dorit victoria în această relație, însă am senzația că există cineva care are o atitudine un pic egoistă, pentru că e 5 de bâte. Provocarea. Poți să fii foarte interesant, pasional, sexy, creativ, magic, fără să fii egoist. Aici este provocarea cuiva. Voi trebuie să învățați să nu vă lăsați distrași de atitudinea aceasta un pic bătăioasă, poate chiar narcisistă. Narcisistă poate e un cuvânt prea dur, dar posibil să fie. Posibil să fie, știți de ce? Pentru că apar și niște dezamăgiri, da? Apar și dezamăgiri. Deci răni au fost, dezamăgiri, trădări au fost și încă se resimt. Și eu asta zic, că din cauza acestei atitudini un pic cam prea încrezătoare a cuiva, nu cred că e a voastră. Nu cred că e a voastră, dar cred că acest personaj, dacă e semn de foc sau orice alt semn, cu această atitudine dominatoare a încerca să vă domine, v-a produs multe răni. V-a produs multe răni, însă provocarea este să schimbați energia, domnule. Să schimbați energia, că de fapt asta înseamnă 5 de bâte. 5 înseamnă schimbare. Eventual găsiți soluții creative, pentru că regina de bâte este foarte creativă și este central. Voi aveți acest foc interior, ia uite, the heart of fire, și e chiar în mijlocul crucii, da? În mijlocul crucii, aici este. Ieșiți din lacrimi, ieșiți din dezamăgiri și conectați-vă la focul vostru interior și echilibrați-vă. Nu așteptați să vă echilibreze cineva, inițiați-vă, ascultați energia, ascultați îngerii, ascultați intuiția, inițiați-vă în această ridicare. În prezent aveți un rege de spade. Regele de spade, cu fi semn de aer, care și el suferă și voi suferiți, pentru că aici este sfatul, aici este exterior, da? O să le clarific. Posibil un semn de aer suferă din cauza că au fost niște dezamăgiri. În prezent, acest rege de spade apare